festival bun este un festival care are filme bune și dacă vorbim de selecția din festival, aici e Mihai Chirilov, uite, dăm și palma cu el. Eram un copil foarte vesel și profesoara de limbă română mi-a spus: Vlad, cred că ar trebui să iei joaca asta un pic mai în serios, pentru că îmi dau seama că tu ai clare aptitudini pentru a face actorie. Și am aflat foarte repede că profesia asta se face numai la modul cel mai serios și cu foarte multă dăruire și pasiune. Am avut bucuria ca profesoara de muzică din facultate să-mi spună că am ureche perfectă și ajung să cred chestia asta pentru că am jucat și în germană, în spaniolă cu accent rusesc, în slovacă, în maghiară în filmul lui Laszlo Nemes, engleză și franceză sunt deja uzuale. Atenția mea cea mai mare nu e să vorbesc corect în acea limbă, sigur că îmi dau toată silința, dar sunt atent să pot să joc în acea limbă, adică atenția pentru a spune corect replicile în acea limbă. Vreau să fie pe planul 2 și să fie jocul în prim plan. I'm not afraid of you. Actorul trebuie să fie ca un burete care absorbe foarte multe lucruri. El nu are voie să meargă pe stradă așa cu ochii în pământ și fără să observe nimic. Sunt o grămadă de lucruri pe care e frumos să le observi și toate lucrurile astea se adună într-un soi de bibliotecă emoțională și e un fel de bagaj cu care tu operezi pe urmă. Am tot timpul emoții. Poftim. Noi lucrăm cu emoții, asta e, și dacă nu te emoționezi și tu ca actor, nu ai cum să transmiți emoție în sală.